Sintagma "omul sfințește locul" se potrivește de minune primarului comunei Izvinița, Nicolae Curici, care, în colaborare cu președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a dovedit de-a lungul timpului că se poate face administrație în folosul cetățenilor. Modernizarea infrastructurii rutiere și dezvoltarea turismului în zonă sunt doar câteva dintre investițiile realizate la nivel local. Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Svinița a cuprins nu doar asfaltarea străzilor, ci și construirea de rigole și accese la proprietăți, astfel încât condițiile de trafic sunt sigure, iar nivelul de trai al cetățenilor a crescut considerabil. Primarul Nicolae Curici a dovedit că se poate face administrație la nivel înalt, iar cu multă muncă și implicare poți contribui la dezvoltarea calității vieții oamenilor care te-au ales să-i reprezinți. Un proiect pe care l-așteptăm de foarte multă vreme. Svinița anul acesta plini 50 de ani de când este pe această nouă vatră a satului. Datorită hidrocentralei din 1970, tot satul a trebuit strămutat pe vatra unde este acum. Și este pentru prima dată după 50 de ani când toate străzile și toate drumurile de intrare, aproape 8 km, sunt asfaltate în întregime. De asemenea, una din prioritățile primarului Nicolae Curici este dezvoltarea turismului în zonă, întrucât acesta dorește să le ofere oamenilor care vin în comuna Svinița cele mai bune condiții. Un proiect care va atrage tot mai mulți vizitatori este aproape de finalizare. Este vorba despre Căminul Cultural, o clădire reabilitată din temelii la standarde europene, care cuprinde toate dotările necesare unui sejur de neuitat. Deoarece majoritatea activităților aici se desfășoară în sediul Căminului Cultural, aici avem bibliotecă, avem sediul Uniunii Sârbeilor din România, avem sediul Tineretului din Svinița. Însă lucrurile bune nu se opresc aici. Primarul comunei Svinița dorește ca energia electrică consumată în cadrul Căminului Cultural să se producă cu ajutorul unei eoliene. Tot în cadrul acestei unități, Nicolae Curici va construi un foișor cu vedere la Dunăre, un fast food pentru pofticioși și va oferi atât cetățenilor, cât și turiștilor seri muzicale de neuitat cu ajutorul unei orchestre sârbești.